Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou tier list de pe canalul meu. O să fie cel de-al treilea, dacă nu mă înșel eu, pentru că unul din... Nu, cel al patrulea, că primul a fost cu YouTuber, după aceea am avut cu Brawl Talk-urile, toate Brawl Talk-urile și update-urile pe Brawl Stars, Clash Royale și acum venim cu Brawlerii pe Brawl Stars, care merită jucat, după cum se lua, sunt 4 topuri, cei mai buni, decenți foarte slabi și ștești din joc care merită să fie pentru totdeauna ștești și sunt foarte slabi, nu merită deloc jucați și sunt foarte greu de jucați. O să fiu foarte strict pentru că cunosc atât de bine Brawl Stars-ul și m-am jucat cu majoritatea și știu despre ce vorbesc, încât o să vă dau cu părerea despre fiecare în parte. Nu uitați de butonul ăla, vreau să facem peste 4000 de like-uri. Hai că se poate, 4000 de like-uri, cred. Deci și nu uitați că sâmbătă la ora 12 o să fim live și o să luăm pe Feng. Eu o să-mi dau cu părerea de Feng din ce am văzut eu, dar nu m-am jucat încă cu el competitiv. Dar vedem sâmbătă, nu uitați, o să programez live-ul chiar astăzi fiind vineri și o să fim, cred că tot live pe Trovo seara, vinerea fiind, deci vă aștept acolo de la ora 19, dați un follow pe Trovo, pe primul din descriere și fără să mai prelungim, haideți să dăm drumul. A, da, și codul mă dai pe shop și Instagram, îl vedeți aici, ok? Bun, deci, cred că ordinea lor nu este de, era aiurea ca să mai stau ca să mai văd eu care este ordinea lor și așa mai departe la Brawler, deci o să începem cu Obit. Obit, sincer, la momentul de față este foarte slab și v-am zis că sunt foarte exigent pentru că vă zic, extraordinar de slab Obit. De ce zic chestia asta? El în afară de turetă nu face mare lucru, adică nu face mai nimic. Ca să fie jucat, trebuie să ai neapărat tureta cu viteză, gen viteza aceea de la turetă, Star Power-ul cred că este, da? Și decât pe mape deschise, nu pe mape închise, majoritatea mapelor au pereți și n-ai ce căuta cu el. Nici în solo, nici în duel și nici în 3v3. Decât sunt unele mape cum ar fi Haste-ul pe mapă full deschisă și așa mai departe. Deci nu poți să joci atât de bine, chiar slab, spre șterzi din joc, dar e bun pentru că mai folosești printr-un Super City Rampage, printr-o, înțelegeți voi. Amber-ul, o trec la un brawler decent. Sincer, Amber-ul aș fi trecut-o la... Nu știu ce să zic, sincer aș fi trecut-o la... Foarte slabi, dar încă îți mai poți face treaba cu ea. E enervantă pentru că poți să pui auto-aim, adică să folosești auto-aim și să dea automat pe oameni. Dă un damage bun, are și super bun, are și gadget. Chiar e un brawler decent, deci chiar nu mai e atât de meta. Meta înseamnă că gen să fie cel mai jucat și cel mai bun brawler, dar e decent, Amber. Avem Ashe-ul, sincer, la momentul de față chiar m-am jucat pe live-ul de astăzi, de pe Trovo, v-am zis. Și sincer aș miza pe faptul că Ashe-ul ar trebui șters din joc. Dar încă mai sunt unele situații în care poți să mai faci ceva cu Ashe, dar a fost nerfuit atât de tare încât când primește damage, nu mai și încarcă bara aceea și bara face totul, adică și viteză și damage și nu-și mai încarcă atât de repede bara. Nu știu de ce a primit atât de mare nerf, cred că din cauza Byron, că era foarte jucat cu Byron în echipă. Dar îl trebuie la foarte slab, l-aș fi pus la șters din joc, dar hai să-l punem la foarte slab, că încă mai sunt momente în care îl folosești. Burley-ul, ca thrower, e un brawler decent. Nu e foarte bun pentru că nu mai e ce era odată Burley-ul, ratez cred că multicel cu el și aș considera faptul că Burley-ul nu ar fi foarte slab, cred că e decent, da, dar nici cel mai bun, clar. După aceea avem Bill, sincer, îi trec la cei mai buni. De ce zic chestia asta? Bill poți să o folosești în anumite cazuri bune, pentru că are hit-ul ăla foarte rapid, dă și super-ul. Mulți jucători pro îl joacă pentru că are și gadgetul de încetinire, mai ales pe Brawl Ball e bună, bine, o să te juci pe Haze sau Gengraf sau așa mai departe. Dar bine, ce mai bun? Bă, știi ce? Hai să pun la decenți. E simplu fapt că Biu, hai că nu o joci peste tot, ești nebun. Nu ai vrea să joci Biu, mai ales în Shadow. Deci hai să o lăsăm așa. Belu, frate, Belu n-am cum să nu trec la cei mai buni. Chiar dacă este Brawlerul meu favorit, Belu este foarte complex ca Brawler. Are de toate. Când dă hit-ul are scut, are gadget. Are super să dai mai mult damage tu și cu colegii tăi. Are, nu știu, hitul ăla foarte lung, e tot ce trebuie, de pe lui jucați că merită. BB, foarte slab. A primit foarte multe nerfuri de-a lungul timpului și sincer văd un brawler foarte slab pe BB. Noroc că mai are viteză și scutul ăla și e enervant pentru anumiți brawler când te bagi în ea. Bubblegum-ul ce mai face că uneori când e mapa închisă și când e mapa strânsă, cum ar veni, cum e Brawl Ball-ul, mai lovește pereții și te încurcă. Bun. Bo! Sunt direct din prima, du-te cu el, cu tot, șterzi-l, bro, pe bot din joc. E foarte slab. În afară de Shadow, în cavernă, unde te poți duce cu superul lui, cu gen, să vezi prin buși, nu faci mai nimic cu bo, frate, adică să fim serioși. Are ăla 3 săgeți, ratezi foarte mult, e, bă, e slab, rău, n-are ce căuta, deci n-are ce căuta. Avem Brock, un brawler foarte slab la momentul de față, a primit nerf, are delay mare pe hit, ratezi mult. Mai e bun pe mape de distanță, când ai numai sniper-uri de jucat și de ales și trebuie să le iei, n-ai de ales. Gadget-ul e bună la de spart pereții, dar
Da, v-am zis, decât pe anumite mape, deci este foarte slab, nu are sens. Bulu. Bă, Bulu și are foarte multe contre. Sincer, l-aș trece și la un șters, la un șters din joc, Bulu, și acum o să ziceți: "Bă, dar de ce ești, bă, atât de rău, mă? Că eu folosesc Bulu, eu mă bag în oameni și îi bat." Mă, eu vorbesc competitiv, ok? Deci eu vorbesc competitiv. În trofee mari, cu Bul, nu ai cum să te atingi de oameni decât cu gadget și cu super, dar gadgetul ăla de a te opri în oameni. Poți dai decât 3 gadgeturi. Dacă le-a 3 gadgeturi nu dai momentul potrivit, meciul tău ți se poate duce. Deci Bulu consider că e un brawler foarte slab și chiar te ștergi din joc pentru că nu are o mecanică bună, decât dacă te faci în oameni. Și merită să-l pușezi, dar nu competitiv. Dacă scap de matchmaking, merge să-l pușezi. Bazul. Este un brawler decent. L-aș fi pus la cei mai buni, dar Bazul poți și să-ți o iei la un moment dat. Adică Bazul are și anumite contre, cum ar fi Gale, cum ar fi Stu când își dă dash-ul și scapă, dar e foarte bun, cred că dintre tanci mi se pare unul dintre cei mai buni brawleri. Dintre tanci. Dar până la un brawler decent pentru că nu poți să faci mare lucru cu el, adică să poți să faci meciul, dar dacă dai de oameni foarte buni, o să realizezi că nu mai poți să mai faci mare lucru cu Baz, că stai par pasiv să-ți încarci abilitatea, superul, înțelegeți. Byron. Bă, Byronul l-aș fi încadrat la, la cei mai buni, dar acum îl pun la decenți. Pentru că Byronul dă damage mic, adică are heal-ul ăla care îi ajută pe colegi, dar Byronul dă damage-ul mic, adică e în 3, când ai un hit, e în 3, în 3 damage-uri cum ar veni sară, în jumătății, în 3 damage-uri. Cred că în jumătății, nu știu, 3 sferturi. Și n-are damage-ul cum e din prima la B, la Piper, la la Bell, știți ce zic? Și e greu, durează mult să bați oamenii, mai ales dacă e două hituri te-ai dus, deci decenți, decenți. Carl, ștezi din joc, frate. Aici îl punem. Nu vreau să aud de Carl, bro. Carlu e foarte slab. Carl. Sunteți de aceeași părere cu mine sau nu? Trebuie ștezi din joc, bro, e foarte slab, Carl. Deci nu are ce căuta la momentul de față, pentru că super slab, primește knockback de la o grămadă de brawleri și n-ai vrea să te bagi în brawler, gen în apropiere mai zis la 3v3. Hitul cu întârziere, chiar dacă a făcut și buff și vine mai rapid, nu o mai comentez că n-are sens. Colette. Bă, Colette. O trec la foarte slab. Nu o trec la șterse din joc pentru că dă de la distanță. Cum place mie să zic, Cotletul. Dă de la distanță, e bună, foarte bună pentru tanci, deci sincer merită jucată Colette, dar în anumite situații. Colonelul Ruffs. Trec la foarte slab din nou, ce l-ajută foarte mult și pe el și pe colegii săi, acel super, atât. Mă refer aici superul când îi dă boost la colegi. În rest are hitul ăla foarte, foarte slab, dă damage mic, e greu să ajungi, e greu tare. Coltul. Aici mă refer, deci tot ce am pus eu tare listul ăsta și l-am făcut, l-am pus competitiv. Ok, trofee mari competitiv. Nu trofee mici, că jucați voi în 500 și faceți treabă cu ei. Coltul, foarte slab. Ratezi foarte mult cu Colt, nu dă damage foarte mare, bine, contează mult și cine joacă, dar mare parte Coltul e greu de jucat și mie greu să joc cu el. Ratează mult, nu știu ce să zic, sunt mape și mape bune pentru Colt, ok? Dar îl trec la foarte slab, nici de cum la decenții. Crow-ul, trec la decenții, de ce zic chestia asta? Crow-ul are o viteză bună, dă damage-ul împrăștiat cum ar veni în 3 shuriken-uri și mult mai e ca Colt, ca virulă Colt, ca Colt, mamă cum a sunat. Deci chiar un brawler bun, mai puțin care HP mic și mai are și ăla de încetinire gadget-ul, deci meritat. Darylul, bă, sincer, Darylul îl trec la cei mai buni la momentul de față. Bă, nu știu de ce lumea nu joacă Daryl, dar mie mi se pare un brawler foarte enervant Darylul. Are superul care își încarcă automat, are scutul ăla de 2 secunde în plus, parcă nu, dacă ai star power. Bă, mi se pare chiar bun de tot Darylul, foarte complex ca brawler tank. Nu știu. Tana mai cu... Credeți că sunt prea exigent? Credeți? Mie unul nu-mi place, de asta îl pun la ștezi din joc, nu-mi place Danamaicu deloc. Trebuie să fii extraordinar de bun, dar și are foarte multe contre Danamaicu. Dar câteodată, dacă ai echipă bună, Danamaicu poate să rupă. Adică dă damage foarte mare pe super. Poți să mai spar și pereții. Hai să nu fiu atât de exigent, ok? Hai să-l pun la foarte slab. Nu, să nu fiu atât de exigent, că încă mai... Dacă e jucător bun, vezi că poți să faci treaba cu Danamaicu, să rup munții. Edgaru. Îl trec la un brawler decent, Edgaru. Sincer, un brawler ușor de jucat. Atât adică nu-ți iei contra, cum ar fi Surge, Stu, ăștia brawler care, Shelly, Bulls. Da, Edgaru, dai superul cu auto-aim, intri nou, bam, 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 spamezi hit-ul și l-ai omorât. Nici nu trebuie mare tactică în tine. Deci un brawler decent. El Primo, foarte slab.
chiar spre șters din joc aș vedea. Dar nu, el primul mai are super ăla șmecher. Și mai are și gadgetul, deci nu, ăla, foarte slab. Nu se poate cumpăra cu el primul, cu Bull el primul, părerea mea. Și are hit-ul și mai lung decât Bull, mi se pare. Ems o trec la decenți. Ems e un brawler bun. Atenție mare de tot, cu Ems poți să dai hit-ul mare de la distanță, să faci cumva să nu se apropie oamenii de tine. Are gadget de a da omul, gen, de a da knockback la oameni. Are superul foarte bun, de încetinește, rază mare, tot ce trebuie. Deci chiar spre cei buni, cei mai buni aș putea considera. Frank, fiți atenți aici, că Frank-ul eu îl trec la decenți. Și acum o să ziceți, bă, dar cum ai trecut el primul la foarte slab și Bula șteți din joc și Frank-ul trece aici? Pentru că are HP foarte mare. În mare parte, clar, nu o să te joci la solo cu Frank pentru că și are contra multă și cred că se joacă în teaming foarte mult el primul sau mai știu eu ce, că nu mai știu la ce se joacă la trofee mari pe solo. Dar Frank-ul e un brawler foarte tank, are un hit bun de la distanță, adică dă de la distanță bine, are și superul, are și gadget, care dă dublu damage pe hit. E ce trebuie, Frank, părerea mea, nu știu dacă credeți sau nu chestia asta și voi. Gale-ul foarte slab. În afară de anumiți brawler care nu se pot apropia de el, de gadgetul ăla de tornadă și de super, consider că Gale-ul nu face mare lucru. Adică nu face meciul să zici că, mamă, frate, rupi cu brawlerul ăsta, nu, niciun caz. Jin-ul îl consider un brawler decent. L-aș fi pus la cei mai buni, dar știți ce este minusul la Jin? Dă damage-ul prăștiat, trebuie neapărat să te baci cumva în inamica să dai hit-ul ăla blană. Și totodată dacă ți ratezi superul până ți-l încarci o să dureze ceva, deci trebuie neapărat superul să-l dai să fie atât de perfecționist încât să prinzi un om și să-l omori. Acum revenim la Griff. Griff este un brawler din nou foarte slab. Gadget-ul cu delay extraordinar de mare, doar trebuie să spași pereții. Ce e bun la ăsta? Nu știu, superul cred. Dar și superul dă damage mic dacă știu oamenii se ferească de la echipa adversă. No, 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 e slab. Jackie-ul, sincer, Jackie-ul o trec la un brawler decent. Bă, părerea mea că Jackie-ul e destul de bună, sincer să fiu. Mai ales că acum își dă și superul din mers. Are și gen, dă și damage când încasează, ia damage la rândul ei. Deci consider că faptul că Jackie chiar e decent ca brawler. Jesse, brawler foarte slab. A primit nerf, era foarte bună Jesse, dar cred că și acum e bună pe Hozon sau ceva de genul. Da, nu, consider că este slabă Jesse-ul, din păcate, părerea mea. Nu face mare lucru. Leonul consider un brawler decent. Atenție mare de tot, Leonul chiar e un brawler decent. Mai puțin că nu dă damage foarte mare de la distanță, dar are și gadget, are și super. E enervant, deci Leonul consider că e enervant. Și mie îmi place mult să joc Leon. Lu este un brawler... L-aș trece din joc, dar vezi că superul e Caterinca, rău. Îl trec la foarte slab. Superul este cel care mai face treabă. Adică face tot la Lu, sincer, părerea mea. Superul. Și mai ales că are și gadgetul. Eu nu înțeleg un lucru, gadgetul la Lu nu este, nu se mișcă, gen stă pe loc. Bine, unul dintre ele, celălalt dă 50% mai mult stun la inamici. În fine, Max-ul consider, părerea mea, acum mulți o să zică că e decent. Eu îl consider foarte slab. Ratează mult Max-ul. Are damage bun, dă și viteză la oameni, la gen colegi. Dar consider că e un brawler ăsta pentru mine cel puțin. Trebuie să fie extraordinar de bun pe brawler ăsta pe Max. Dar și dacă ești foarte bun, rupe. Deci, decent sau foarte slab e. Megu, cei mai buni. Deci Megul, pe cât credeți voi că este slabă, și așa credeam și înainte, doar jucați-vă cu ea. Și încercați să dați hiturile, adică hiturile alea până aș face format de mecha, doar încercați-le să le dați cum trebuie și să-ți încarci superul foarte rapid. Că asta contează foarte mult la mec. Dacă ți încarci superul foarte rapid și când ești din forma de mecha și mai ai și un Byron cu tine, rupe efectiv. Și te duci rush în oameni, dai superul ăla cu o grămadă de damage. E foarte enervantă, mec, merită jucată. Mortisul este un brawler decent. De ce zic că Mortis e un brawler decent? Bă, vezi că dacă ești jucător bun și ai super încărcat și mai omori și omul, îți încarci viața full. Bro, vezi că cu gear de damage și cu gear de viteză pe bush, Mortis-ul rupe munții. Deci efectiv e enervant rău de tot. Nu știu dacă ați văzut sau nu, dar e enervant rău Mortis. Deci mizez pe faptul că face mai multe decât El Primo și Bull Mortis-ul. Pentru că mulți brawler sunt cu HP mic și poți să te duci în rush în oameni cu dash-ul lui. Clar. Mr. P-ul șters din joc. Părerea mea că Mr. P-ul la momentul de față nu mai are ce căuta pe joc. Tureta ce mai face atât? În rest, dă un damage foarte mic și tu doar trebuie să te duci să te bagi rush în Mr. P și nimic altceva. Singurul cu ce mai bate, cred că pe un bounty, brawlerii, nu știu,
cum ar fi ticul să dea o contă, știi, cu gadgetul, dar nu, frate, nu mai are nimic Mr. P, nu, merită șters. Niciun caz, e slab. Nani, foarte slab. Nani, pe cât credeți voi că e atât de enervantă, decât pe unele mape și mai ales pe bounty mapă deschisă. Nani nu mai cerea odată, a primit foarte multe nerfuri, deci nu poți cu Nani să zici că mamă te duci și faci meciul de bralbă sau mai știu ce altceva. PM-ul foarte slab, chiar spre ștergi din joc. Să s-o trezi la decenți, nu, foarte slab. PM-ul, bro, are un hit foarte împrăștiat. Dă împrăștiat tare, pe mine mă enervează cel mai tare PM. Cel mai bine este că e, are HP mare și poți să te bagi în oameni și să te mai folosești și de turetă, dar nu, e slabă rău PM. Un afară de tank că are HP mare, dă damage-ul ăla foarte haotic. Penny o trec doar la foarte slabi. Aș trece la decenții din cauza turetei, dar în unele situații, depinde și ce oameni ai, bro. Eu aici mă refer, dar bine să ne gândim și la solo dacă ar fi să intri cu Penny. N-ar face mare lucru, nu? Nu, no, no, foarte slab, Penny foarte slab, din păcate, nu. Nu ce trebuie, nici nu o vedeți competitiv pe Penny, să fiind serios competitiv, gen în trofee mari. Piper o trec la brawler decenți, nu mai atât de jucată Piper pe cât era, pe cât era înainte. Dar da, o trec la decenți. Mai degrabă Biu e mai bună decât Piper, dar și Piper-ul, dacă știi să joci, e forță. Da. Poco. Poco trec la brawler decenți. Vezi că Poco e rupere, rupere mare Poco, mai ales la double tank. Și nu unele situații, dacă e jucător bun, Poco chiar e enervant, chiar e foarte enervant. Atenție mare de tot. Deci Poco merită jucat. Rico, cei mai buni. Rico, la momentul de față este complex pentru că toate mapele au pereți. Și sunt foarte enervante gen mapele cu pereți pentru Rico, că nu știi de unde sar bilele. Mai are și gadgetul de viață, deci merită jucat. Rosa consider că este un brawler decent. Dintre brawlerii tanci, Rosa la momentul de față cu gear de viteză pe bush și pe mapă cu bush, rupere cu Rosa. E rupere, bro. Deci da, e ok, e ok. Sandy o trei la brawler decenți, chiar spre foarte slab pentru că a fost nerfuită pe super și încarcă mai greu superul, din păcate. Dar asta este, nu poți lei pe toate, de Sandy decenți. Chiar înainte o treceam la cei mai buni, dar acum nu mai folosește lumea. Shelly-ul, afară cu ea. Poate că voi să ziceți, mă joc în solo Shadow. Ok, vă jucați solo Shadow, dar cum, faceți teaming? Da, dacă faci teaming, Shelly-ul e bună. Că le frică să se apropie de tine și să se apropie, nu știu, cu el primul sau mai știu eu ceva. Dar dacă o să te prindă și pe bază de teaming cu Shelly și aia o să fie mai brawler de distanță, cum ar fi Groom sau mai știu eu ceva, Colt pe mapă deschisă sau la competitiv Brawl Ball, nu mai faci două parale. Singurul lucru e cei de gadgetul ăla lei care dă de distanță, de la gen mare damage de la distanță, în rest, pauză. Spike-ul, cei mai buni, e un brawler foarte bun, gen chiar excepțional, dă damage mișto de la distanță, dacă ai cărbalul, poate să dai și după perete uneori, superul ce trebuie, gadgetul ce trebuie să tancheze pentru el, damage, bro, Spike-ul e foarte bun. Cred că cea mai bună legendară din joc, părerea mea. Așa cred. Sprout-ul, îl trec la brawler decenți, chiar la cei mai buni aș trece Sprout-ul, dar dacă nu e jucător bun și ratezi, că e greu de jucat Sprout-ul, nu e chiar așa de excepțional. Deci îl trec la decenți. Are scutul ăla foarte enervat, e super tanky. Squeak-ul. Pare rău. Nu pot altcumva în afară de ștezi din jos și Squeak-ul. Bro! Squeak-ul e, băi, dezastru, ești nebun. Adică nu poți să faci mare lucru cu el, să zici că te duci într-un match și poți să zici, bă, cu Squeak-ul am făcut match-ul, frate. Superul ăla se dă alandala, hit-ul se dă alandala, gadget-ul la fel, îl dai de la nu știu ce distanță, se duce alandala. Adică haotic, cum s-ar spune. No, n-am nevoie de Squeak. Chiar n-am nevoie, poți să trăiesc liniștit și fără el. Stu-ul trec la brawler cei mai buni, are și gadget foarte bună la de viteză, mă refer la 3v3. Poți să scapi în unele situații foarte bine cu superul lui, dash-ul ăla, spamezi efectiv auto-aim-ul și nebunie cu el, deci da, e un brawler foarte bun la momentul de față, Stu. Sergiul este un brawler foarte bun, are tot ce trebuie, are teleport, are super, are viteză, mai ales că după ce te respawnezi ai viteza în continuu, are hit-ul lung, are de toate, de Sergiul are de toate, deci merită jucat. Oriunde te-ai duce, Sergiu chiar merită jucat. Tara o văd la un brawler decent. Da, e undeva la același target cu Sandy, Tara.
Nașpa că a fost nerfuit gadgetul pe Tara, alea cu umbrele, dar e decent, decent, ok. Ticul este un brawler foarte slab la momentul de față, nu prea merită jucat în meta actuală. Nu merită jucat, efectiv. Dintre toți traurii o să vedeți mea că Grumul e rupere. Adică, pe cât credeți voi că Grumul este slab, nu e chiar așa, băieții mei. Nu e chiar așa. După aceea avem Lola, pe care o trec la un brawler decent. Aș fi trecut-o la cei mai buni, dar a primit nerf și nu mai atât de wow din ce am observat, pe lângă faptul că nici înainte nu era. Pe mapă cu Perez nu face mare lucru Lola. Grumul! Îl trecem tăticul la cei mai buni. Atenție mare de tot. Deci am zis eu că Grumul va fi la cei mai buni? Pentru că, efectiv, dintre trăuri, este cel mai enervant. Dacă ai star power-ul ăsta nou, X-Factor, și mai ai și gadget-ul, care are o rază foarte mare de a vedea prin buș pe unde sunt oamenii, bă, n-ai cum să te apropii de Grum. E foarte enervant. La duel, dacă intrați, e imposibil să nu fie jucat Grum. Pentru că te poți apropia de om, frate, adică nu te poți. Are superul ăla, dă knockback. Are hit-ul ăla, e haotic, clar. Dar merită ca să pușezi oamenii și să nu se apropie de tine, mai ales dacă ai doi oameni la 3v3, mă refer. E nebunie, Grum. La momentul de față chiar e nebunie. Dă mare bătăi de cabraulor ăsta. Fengul. Sincer, din ce am observat eu, nu e atât de bun. Trebuie să ai oameni care să te ajute. Nu dă un damage foarte wow, pe lângă faptul că poate să moară de la mai mulți brawler de pe jocul acesta foarte ușor. Sincer, aș miza pe decenți. Acum sper să-mi schimb părerea după ce o să fac live-ul de sâmbătă și o să mă joc cu el. Să zică, bă, scuze, am greșit-o și trebuie să-l pun la cei mai buni. Dar mizez pe faptul că Fengul nu e un brawler enervant care să facă meciul complet. Da, nu știu, o să-l trec așa. N-are sens să mă pripesc. Nita, o trec la un brawler foarte slab. Nita nu mai e ce era odată. Eu țin caș greu superul, cursul, nu poți să joci pe toate mapele. Ăla de stun îl dai la 5 ani distanță, da. Nu are sens efectiv. În mare parte cam asta este topul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. V-am zis, o să fie un episod puțin mai scurt, sper, 20 de minute, sper să n-aibă mai mult. Și nu o să mai țin. Dacă credeți că am greșit, puteți să lăsați în secțiunea de comentarii care ziceți voi că am greșit și unde trebuia să fie pus. Acum să nu veniți să ziceți, bă, dar știți ce, că eu mă joc bull, Mr. Pical și rup. Eu vă zic aici, legat de Power League în trofee mari, legat de trofee mari în arenă, ladder push, adică când te joci la push mare de trofee, 1000 de trofee plus. Eu aici mă refer, că acum pot să intru și eu pe condus secundar și să mă joc colet și să rup topul. Ești nebun? Da, mă joc în 5-6-7, nice, da, intră într-un casă, vezi ce se joacă. În fine, cam asta a fost, dacă v-a plăcut, uitați de butonul de like, vă zic încă o dată și o să ne vedem data viitoare la un nou episod. Cred că probabil taie list cu skinurile de pe Brawl Stars, cu toate skinurile. Da, pa, pa. Subscribe.